Ziua de luni, 30 septembrie 2024, a reprezentat începerea unui nou an universitar la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara. Ceremonia festivă de deschidere a noului an universitar a avut loc în Aula Magna, în prezența a numeroase oficialități, care le-au transmis viitorilor studenți mult succes, și nu doar lor, ci și corpului profesoral al facultății în noul an universitar. Bună ziua tuturor și bun venit la ceremonia de deschidere anului universitar 2024-2025. Am început ziua de astăzi alături de domnul decan pentru a merge împreună și a vedea condițiile de locuire și felicitări Universitatea Politehnică. Vă felicit că ați ales în primul rând această facultate și nu o să fiți dezamăgiți. Sunt primar de 8 ani de zile, deci practic am însoțit pe parcursul celor 8 ani două generații de studenți. Așa că atunci când dumneavoastră veți termina și cu siguranță veți face festivitatea la Castelul Corvinilor, pentru că acolo este cel mai frumos, voi fi prezent tot ca și primar la acea festivitate. Vă felicit pentru că ați ales nu doar facultatea, ci și Hunedoara. Este un oraș în plină dezvoltare și vă asigur că o să vă placă, cel puțin celor care veniți din alte localități. Sunt foarte multe lucruri care îți permit să-ți petreci timpul liber. Evident, vă aștept sâmbătă de sâmbătă și pe stadionul Corvinul, pentru că suntem celebri și prin sport. Și vreau să-l felicit pe Ștefan Lefter, portarul echipei Corvinul, care m-a ascultat și s-a înscris. Bravo, mare! Și s-a înscris la această facultate, el fiind de fapt din Iași. Și tot timpul le vorbesc cu mult respect și cu mult drag celorlalți tineri de la Clubul Sportiv să aleagă această facultate, pentru că așa sunt convins că nu se mai transferă foarte repede de la Copilul Hunedoara. Adresez întregii comunități academice din Hunedoara un an universitar plin de realizări și multe bucurii și mult succes tuturor! România s-a schimbat. România începe să arate total diferit față de ce se întâmpla în urmă cu 20 de ani, poate chiar 10 ani de zile, și sunt convins că veți încerca și dumneavoastră să rămâneți acasă la Hunedoara. Vă mulțumesc și vă doresc tot binele din lume și, de ce nu, să aveți acești 4 ani cât mai fructuoși pentru dumneavoastră, dar și pentru facultate. Mulțumesc! Aveți de asemenea o gazdă minunată, domnul primar, care umăr la umăr, alături de domnul decan și de reprezentanții conducerii de la Politehnică din Timișoara, încearcă să creeze cât mai multe condiții adaptate nevoilor noastre. M-aș bucura dacă unii, cel puțin o mică părticică dintre cei care termină facultatea de la Hunedoara, să ne bată la ușă și să spună: haideți că ați spus odată de o angajare de genul acesta, vrem să lucrăm în administrația locală. Cred că ar fi cel mai important proiect al facultății pentru primărie sau al primăriei pentru facultate. Sunt tot felul de orașe în România și în județul Hunedoara care aduc extensii de facultăți în orașele lor. Nu vreau să dau neapărat un exemplu negativ, dar uitați-vă că în capitala județului nu există o facultate de stat. Este la Petroșani, da? Și este la Hunedoara. Și este important să ai un număr mare de tineri, de studenți care îți vin în Hunedoara, care locuiesc la cămin în Hunedoara, care consumă până la urmă din resursa financiară în Hunedoara. Chiar glumeam cu primarii a două mari orașe din Transilvania, cel de la Cluj cu Emil Boc și cu cel din Timișoara, la meciurile de fotbal ale echipelor. Când vezi tribuna plină, mai ales acum la Cluj, zici, wow, câte lume vine la meci. În momentul în care este vacanță, studenții evident că nu se mai pot duce la meciuri, dintr-o dată tribuna se golește. Deci asta demonstrează prezența tinerilor în aceste orașe mari universitare, care poate deveni, respectând proporțiile, o prezență consistentă și de valoare și în orașul nostru.
vor fi și zile pline de stres, nopți albe și examene care vor părea imposibile. Dar să știți că fiecare obstacol vă va ajuta să creșteți atât ca oameni cât și profesional. Nimeni nu spune că pot să devii inginer ușor. Categoric va trebui să, trebuie să muncească, să învețe, să depună un efort considerabil în toți cei 4 ani de pregătire, dacă vorbim de un program de licență. Avem astfel foarte bine pregătiți, avem bază materială de ultimă generație și încercăm și am și reușit ca, cel puțin în ultimii ani, să oferim toate condițiile studenților noștri, în așa fel încât să nu simtă că nu fac parte dintr-un mare centru universitar. Așa cum spunea și doamna ministru la deschidere, pornind de la locurile de cazare, locurile de servit masa, până la laboratoare, totul este atrăgător la facultatea noastră și oferim toate condițiile pentru ca tinerii studenți să poată să se dezvolte atât din punct al abilităților pe care le dobândesc aici, dar mai ales din punct de vedere profesional. Caută din nou meseria de inginer? Da, să știți că este la mare căutare. Acum pe piață este o penurie foarte ridicată de ingineri și sunt din ce în ce mai căutați. Nu vă spun faptul că venim, iată, după una dintre cele mai bune admiteri din ultimii foarte mulți ani, ceea ce înseamnă, pe de-o parte, că există această cerere pe piață, există dorință din partea absolvenților de liceu, iar, pe de altă parte, faptul că facultatea noastră este tot mai prezentă în piața socială. De ce spuneți o admitere bună? Care sunt datele? Spun o admitere bună pentru că este pentru prima dată în ultimii 10-12 ani când ne-am ocupat toate locurile bugetate. Și ca să vă dau un exemplu, la una dintre specializări, la admiterea din toamnă am avut și 9 concurenți pe loc. E adevărat că pe un număr redus de locuri, dar concurența este foarte mare, ceea ce demonstrează ceea ce vă spuneam anterior. Câte specializări are facultatea? Facultatea noastră are 5 specializări în domeniul inginerie electrice și calculatoare, informatică industrială, autovehicule rutiere, ingineria mediului și inginerie economică. Deci o paletă largă care încearcă să acopere cerințele de pe piața muncii locale, dar nu numai.